Bună, Scorpion, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 12-18 iunie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii, la partea bonus, apasă butonul alătură -te și acolo ai toate informațiile necesare. Dragi scorpioni, o săptămână mare pentru voi, o săptămână intensă, da? o săptămână cu schimbări, o săptămână cu transformări, așa intense și mari cum vă plac vouă. Bun, acum, în primul rând, e o săptămână în care, oricum ar fi, ieșiți bine din situații, doar că sunteți provocați. Acum, provocarea e ca provocare. Da? Se joacă acolo un tenis, se întâmplă niște lucruri, discutăm imediat. Ideea este că tu vei ieși foarte bine din poveste. Este o săptămână despre tine, o săptămână în care ți se cere foarte clar să iei atitudine și să. Îți dai seama de poziția în care te afli, da, să-ți dai seama de o situație în care ești, să-ți dai seama cât valorezi tu ei, dacă unii scorpioni ați mai stat și ați mai așteptați și ați spus lasă că așa e treaba las de la mine nu 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 de data asta se pare că voi um, veți simți foarte sus și cei care vă aflați în niște situații ciudate tensionate cam începeți să acționați, dar nu într-un sens negativ. Atenție, vedeți ce faceți că. Marte, guvernatorul vostru se apropie foarte mult de Lilith, da? Și e uh, o să fie ca o explozie, așa pentru voi, da? E și Venus pe acolo, e adevărat, vă ajută, dar oricum ar fi, trebuie să vă temperați puțin. Apoi, uh, e o săptămână în care, atenție, că pot apărea conflicte în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită. Uh, afli o informație care te șochează sau este vorba despre o soluție pe care o găsești și care poate inițial nu e așa pe placul tău, nu e atât de uh, interesantă, nu e atât de drăguță. Scorpionii care vă știți că aveți probleme mari în relații, vedeți că săptămâna asta se cam decid lucrurile. Da? E începutul sfârșitului sau dacă relația mai poate funcționa și încă vă înțelegeți, încă lucrurile sunt bune, se poate da o resetare. Doar că tu să vedeți, resetarea asta ține pentru voi de partea erotică, ține pentru voi de detașare, ține pentru voi de eliminare. De asta v-am spus că e o săptămână pe placul vostru, plus că e o săptămână bună pentru voi și din alte puncte de vedere. Salvarea de unde vine? Salvarea vine. Prin ideea aceasta de a te afirma și uite că o femeie te-ar putea ajuta. Poate e o femeie mai ciudată, poate e o femeie mai ascunsă sau poate să fie o femeie pe care tu o credeai așa, o rivală. Ei, și uite că de aici îți vine ajutorul. Ideea este că avem și o lună nouă în gemeni, da? Lună nouă care uite că este împreună cu Juno, asteroidul căsătoriilor, asteroidul contractelor, asocierilor și a parteneriatelor. Și da, este vorba despre faptul că fie cunoști un suflet pereche, deci dacă ești scorpion în căutare, da? Dacă ești cauți pe cineva, vezi deschide ochii foarte mari, pentru că sunt șanse să-ți apară un suflet pereche. Da? Dacă ești un scorpion Aflată într-o relație și lucrurile nu mai funcționează, uite, acum poate să fie începutul sfârșitului. Da? Să puneți gata, să puneți punct relației respective. Chiar dacă e lună nouă, e vorba de o resetare. Dacă e așa, să știi că e o situație din care ești foarte bine din punct de vedere legal, da? deci cumva justiția ține cu tine sau e foarte multă protecție din partea divinității, ești foarte bine susținut pe partea asta. Iar bineînțeles că scorpionii da, care își mai pot salva relația, acum e momentul de reinventare. Bineînțeles că foarte bine susținut sunteți și pe bani, pe relația cu băncile, pe împrumuturi, pe uh, tot ce ține de... Banii celorlalți. Hai să vedem, dragi scorpion, ce faceți voi. Hai că e o săptămână bună, dar depinde și de voi ce faceți cu energiile astea. Avem cunoașterea de sine, numărul 2, foarte important pentru tine în această săptămână. Relațiile în general cu ceilalți sunt importante, dar și emoțiile. Și emoțiile. Culorile importante sunt mov, roz, portocaliu, lila și simt aici să-ți spun că tu ai un înger păzitor în această săptămână. Arhanghelul Gabriel îți transmite următorul cadou următorul dar te ajut să cunoști natura ultimă și dumnezeiască a propriei tale ființe să, ma să urmezi mai mereu înțelepciunea tainică a inimii și să manifeste plenar. Respectul de Sine. Deci este o săptămână în care îți vei conștientiza valoarea, te vei apropia foarte mult de Sinele tău superior, de cine ești tu cu adevărat. Și este cu adevărat o săptămână în care Divinitatea îți va oferi înțelepciunea necesară încât să iei deciziile cele mai înțelepte. Da? Foarte frumos. Să vedem acum și tarotul ce transmite, dragi scorpioni, că sunt curioasă. Până la urmă, relațiile în general sunt impactate. Sunt impactate. Hai să vedem ce faceți voi. Care sunt energiile. Chiar e o săptămână de resetare pentru voi. Vă dați seama că ceva nu vă place, vă apucați, acționați și imediat schimbați poveste. Imediat. 9 de monede, prima carte pentru tine. Bun, avem și magicianul, avem împărăteasa, bun, și roata destinului, foarte frumos, o eliberare, dragi scorpioni. Așa cum spuneam, aveți voi aici o speranță, vă place ceva anume, vă place un domeniu, vreți să reactivați o relație, vreți să reaprindeți flacăra undeva anume. Dar unii scorpioni văd că aveți o dorință foarte mare în legătură cu o situație și uite că lucrurile se deblochează, chiar se deblochează și din punct de vedere financiar săptămâna asta. Și bineînțeles că. Tot în această săptămână poți să câștigi niște bani. Însă, vor fi foarte multe discuții privind aprecierea pe care tu o primești din partea celorlalți, în general vorbind, dar este vorba și despre aprecierea pe care tu o oferi. Da? Se rezolvă ceva legat de o sumă mare de bani. 8 de băte la baza manifestărilor tale. Foarte multă comunicare săptămâna asta și o dorință de a trăi intens, o dorință de a te lupta, o dorință de a acționa. Văd foarte multe drumuri pe care le vei face, iar în inima ta avem un 5 de spade. E ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. În legătură cu o persoană care face drumuri, sau în legătură cu o persoană care urmează să facă un drum. Uh, unii scorpioni, chiar e posibil să fiți uh, într-un compromis, da? Ați făcut un compromis acolo și acum vedeți cum stau lucrurile. Pot fi niște certuri, niște discuții legate de casă. Patru de cupe. Patru de cupe îmi spune mie despre faptul că. Fie te simți plictisit la muncă, fie ceva nu-ți convine din punct de vedere profesional. E ca și cum ți se oferă acolo o dovadă, dar tu spui da, dar nu e suficient, eu n-am nevoie, eu vreau să mă simt bine. Bun. Apoi avem magicianul în exteriorul tău. Păi, dragi scorpioni, E cineva aici care fie se ocupă cu mai multe lucruri în același timp, fie este o persoană care încearcă să te convingă de un anumit lucru. E o persoană ușor ciudată pentru unii dintre voi, dar e cineva care e ca și cum încearcă să lupte aici. Șase de spade. Niște persoane care îți vin în vizită sau tu poți să faci niște drumuri, însă văd și niște schimbări care apar pentru tine. În casă, în familie, schimbări legate de viața privată, schimbări legate de prietenii tăi. Cineva face un drum și ție nu-ți convine chestia asta. Sau tu încerci să comunici cu cineva, încerci să faci ceva și persoana asta pur și simplu îți întoarce spatele și pleacă. Da? Ceva de genul acesta. Cineva se mută. Apoi avem sa o conexiune cu zodia Taur sau zodia Balanță. E clar că din punct de vedere profesional apar bani, da, sau apar proiecte, apare apreciere pentru tine, însă e foarte important aici să te deschizi în fața noutăților. Să știi că universul îți aduce niște șanse absolut fantastice săptămâna asta. Absolut fantastice. Acum depinde de tine ce Faci. Pentru că unii scorpioni văd aici că nu prea veți fi deschiși în fața acestor situații, în fața acestor schimbări. E ca și cum ți se propune o avansare la muncă și spui da, am avansat la muncă, bun, dar personal am cinci de spate. Personal eu nu mă simt bine, da? nu mă simt bine unde stau, nu mă înțeleg cu prietenii, nu mă înțeleg cu iubitul, nu mă înțeleg cu mama, cu tata și așa mai departe. Cam așa și voi aici. E o persoană aici care vă va ajuta foarte mult, o persoană specială, aș spune eu. Vreți voi să inițiați o discuție bun și o inițiați, dar veți rămâne surprinși de rezultat. Da? Veți rămâne surprinși de rezultat și oricum ar fi repet, aceste schimbări sunt inevitabile pentru voi, dar nu sunt negative. Bun, dragi scorpioni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus. Apasă butonul alătură-te și acolo ai toate informațiile necesare cum anume să devii membru și să ai acces la toate previziunile bonus pentru toate zodiile, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, ai acces și pentru citirile din acest an 2023 și, de asemenea, te invit cu drag și la previziunile zilnice pe zodi. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal, dar și pentru faptul că distribui aceste videoclipuri. Dacă n-ai făcut deja acest lucru, eu îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână absolut fantastică.